Elena Văcărescu, scriitoare de origine română, stabilită în Franța, membră de onoare a Academiei Române și laureată în două rânduri cu premiul Academiei Franceze, a fost sărbătorită la Târgoviște în data de 26 septembrie. A fost aleasă această zi întrucât se împlinesc 150 de ani de la nașterea scriitoarei, care a avut o bogată activitate politică și literară la Paris. Evenimentul de celebrare a fost organizat de Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, în parteneriat cu Consiliul Județean, Biblioteca Ion Helia de Rădulescu, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească și Societatea Scriitorilor Târgovișteni. Fiica unor renumiți poeti munteni, Văcărești, și-a petrecut o parte a copilăriei și pe aceste meleaguri, tocmai de aceea considerăm că este o datorie de onoare organizarea unei astfel de manifestări. În acest fel marcăm, așa cum se cuvine, personalitatea remarcabilă a unei femei de excepție. Evocarea parcursului literar, diplomatic și politic al Elenei Văcărescu ne ajută să înțelegem mai bine rolul său în cultura română și franceză ca autoare de versuri, romane, memorialistică, teatru, traducătoare în limba franceză a mai multor poezii ale lui Eminescu, Blaga sau Voga, opere prin care ea a contribuit în mod fundamental la crearea unei imagini atent șlefuite despre România, fiind numită, așa cum aminteam mai devreme colegul Ionuț Răscaie, de Nicolae Gorga, ambasadoarea sufletului românesc. La eveniment au fost prezenți și invitați de seamă, precum profesor universitar doctor la Universitatea Ovidius din Constanța, Petre Gheorghe Bârlea, și profesor universitar doctor Ion Bogdan Lefter de la Universitatea București. Ea se așează în prelungirea unei istorie. A avut o viață bogată, interesantă, care a adus-o în preajma familiei regale a României, apoi a fost reprezentanta statului român în diverse situații. Deci a fost implicată și în istoria politică, în istoria către care acum privim tot ca înspre un trecut mare, un trecut impunător. Istoria noastră de sfârșit de secolul XIX și de prima jumătate a secolului XX. La evenimentul de celebrare a Elenei Văcărescu au fost prezentate comunicări în plen, a fost vernizată expoziția intitulată Elena Văcărescu Ipostaze, au fost organizate vizite în Parcul Văcărești, la Muzeul Scriitorilor și la Muzeul de Artă. De asemenea, a fost lansat volumul aniversar Elena Văcărescu și spiritualitatea românilor în Europa, 150 de ani de la naștere. Simpozionul dedicat acestui om de cultură și diplomat s-a încheiat printr-un recital de muzică și poezie realizat de Quartetul de Coarde Muntenia al Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, în colaborare cu elevii ai Colegiului Național Ienăchiță Văcărescu din Târgoviște.